Salut! Sunt Alexandra Jarda. Sunt educatoare și psihoterapeut, iar ceea ce asculți este podcastul Grădinița ca familie. Un podcast pentru educatoare mai relaxate, copii mai fericiți și părinți mai liniștiți. Dar și pentru toți cei care își doresc să aibă relații mai de calitate cu copiii din jurul lor. Astăzi am să împărtășesc cu voi o poveste care se numește Care sunt specialiștii cei mai importanți ai societății? Într-o vreme nu prea îndepărtată de a noastră, omenirea a devenit atât de haotică încât oamenii au făcut un mare concurs. Voiau să știe care era profesia cea mai importantă a societății. Pe un stadion enorm, organizatorii evenimentului au construit un turn înalt cu trepte de aur încrustate cu pietre prețioase. Turnul era superb. Au chemat presa mondială, televiziunea, ziarele, revistele și radiourile pentru a relata evenimentul. Lumea sta cu ochii ațintiți asupra evenimentului. Pe stadion, oameni din toate clasele sociale se înghesuiau să vadă de aproape disputa. Regulile erau următoarele. Fiecare profesie era reprezentată de un orator ilustru. Oratorul trebuia să urce repede pe o treaptă a turnului și să țină un discurs elocvent și convingător asupra motivelor pentru care profesia sa era cea mai importantă din societatea modernă. Oratorul trebuia să rămână în turn până la sfârșitul concursului. Jurizarea era mondială prin internet. Națiuni și firme mari patronau concursul. Categoria învingătoare urma să primească prestigiu social, o mare sumă de bani și indemnizații de la guvern. Odată stabilite regulile, a început concursul. Moderatorul concursului a strigat: Începeți! Știți cine a urcat mai întâi în tur? Educatorii? Nu. Reprezentantul psihiatrilor. El s-a urcat în turn și a proclamat cu toată forța plămânilor săi: Societățile moderne vor deveni o fabrică de stres. Depresia și anxietatea sunt bolile secolului. Oamenii au pierdut bucuria existenței. Mulți renunță să mai trăiască. Industria antidepresivelor și a tranquilizantelor a devenit cea mai importantă din lume. Apoi oratorul a făcut o pauză. Publicul stupefiat asculta cu atenție argumentele sale uluitoare. Reprezentantul psihiatrilor a încheiat: Normal este să ai probleme, să fii sănătos este ceva anormal. Ce-ar fi omenirea fără psihiatri? Un azil de ființe umane cu o viață lipsită de calități. Pentru că trăim într-o societate bolnavă, declar că, împreună, noi psihiatrii suntem specialiștii cei mai importanți ai societății. Pe stadion s-a instaurat tăcerea. Mulți dintre cei din asistență se priviră pe ei înșiși și își dădură seama că nu erau veseli, erau stresați, dormeau prost, se trezeau obosiți, aveau o minte agitată și dureri de cap. Mii de spectatori rămăseseră fără glas. Psihiatrii păreau imbatabili. În continuare, moderatorul strigă: Următorul! Știți cine a urcat după aceea? Profesorii? Nu. Reprezentantul magistraților, al judecătorilor. El a urcat pe o treaptă mai înaltă și, cu un gest îndrăzneț, a rostit vorbe care i-au cutremurat pe auditori. Ați văzut statisticile legate de violență? Nu încetează să crească. Răpirile, atacurile și violența în trafic umplu paginile ziarelor. Agresivitatea în școli, maltratările la adresa copiilor,
discriminarea rasială și socială fac parte din viața de zi cu zi. Oamenii își iubesc drepturile și își disprețuiesc îndatoririle. Auditorii clătinară capul, fiind de acord cu argumentele. Apoi, reprezentantul magistraților urmă într-un mod mai dur. Traficul de droguri pune în mișcare la fel de mulți bani ca și petrolul. Nu avem cum să distrugem crima organizată. Dacă vreți siguranță, închideți-vă în casele voastre, căci libertatea aparține criminalilor. Fără judecători și procurori, societatea se cangrenează. De aceea declar că, sprijiniți de procurori și de aparatul polițienesc, reprezentăm clasa cea mai înaltă a societății. Toți au înghițit în sec auzind aceste cuvinte. Ele tulburau auditorii și ardeau sufletul, dar păreau incontestabile. Alt moment de tăcere, acum și mai prelungit. În continuare, moderatorul, deja acoperit de o transpirație rece, spuse: următorul. Un alt reprezentant, mai îndrăzneț, a urcat pe o treaptă mai înaltă a turnului. Știți cine a fost de data aceasta? Educatorii? Nu. A fost reprezentantul forțelor armate. El și-a început discursul cu o voce vibrantă și fără ezitare. Oamenii disprețuiesc valoarea vieții. Se ucid între ei pentru temir ce? Terorismul elimină mii de oameni. Războiul comercial ucide milioane de oameni prin înfometare. Specia umană s-a fărâmițat. Națiunile se respectă doar pentru economiile și armele pe care le dețin. Cine dorește pacea trebuie să se pregătească de război. Puterea economică și militară și nu dialogul sunt factorii de echilibru într-o lume alienată. Vorbele sale i-au șocat pe auditori, dar nu puteau fi puse la îndoială. Apoi el a încheiat. Fără forțele armate, n-ar exista siguranță. Somnul ar fi un coșmar. De aceea, fie acceptați, fie nu, declar că oamenii forțelor armate sunt nu numai categoria profesională cea mai importantă, dar și cea mai puternică. Sufletele auditorilor au înghețat. Toți au rămas stupefiați. Argumentele oratorilor erau extrem de puternice. Societatea se transformase într-un haos. Oamenii din toată lumea erau perplexi și nu știau ce atitudine să ia. Dacă să aclame un orator sau să plângă din cauza crizei în care se afla specia umană, care nu și-a onorat capacitatea de a gândi. Nimeni n-a mai îndrăznit să urce în turn. Cu cine vor vota? Când toți credeau că disputa se încheiase, se auzi o discuție la baza turnului. Despre cine era vorba? De data aceasta erau profesorii. Era un grup de educatori, învățători și profesori. Stăteau sprijiniți de turn și dialogau cu un grup de părinți. Nimeni nu știa ce făceau. Camerele de televiziune s-au fixat pe ei și au proiectat imaginea lor pe un ecran mare. Moderatorul strigă ca unul dintre ei să urce pe turn. Ei refuzară. Moderatorul îi provocă. Totdeauna există lași într-o dispută. Pe stadion s-au auzit râsete. Au făcut glume pe seama profesorilor și părinților. Pe când toți gândeau că erau slabi, profesorii, stimulați de părinți, au început să dezbată ideile prezentate, rămânând în același loc. Toți își făceau simțită prezența. Unul dintre profesori, privind în sus, îi spuse reprezentantului psihiatrilor: noi nu vrem să fim mai importanți decât dumneavoastră. Vrem doar să avem condiții ca să educăm emoția elevilor noștri, să formăm tineri liberi și fericiți,
pentru ca ei să nu se îmbolnăvească și să trebuiască să fie tratați de dumneavoastră. Reprezentantul psihiatrilor primi astfel o lovitură. Apoi, un alt profesor care se afla în partea dreaptă a turnului, privi spre reprezentantul magistraților și spuse: niciodată n-am avut pretenția de a fi mai importanți decât judecătorii. Dorim doar să avem condiții pentru a cultiva inteligența tinerilor noștri, făcându-i să iubească arta de a gândi și să învețe importanța drepturilor și îndatoririlor omului. În felul acesta sperăm că niciodată nu se vor așeza pe banca acuzaților. Reprezentantul magistraților tremură în turn. O profesoară din partea stângă a turnului, aparent timidă, îl privi pe reprezentantul forțelor armate și vorbi într-o manieră poetică: profesorii din toată lumea nu au dorit niciodată să fie mai puternici și nici mai importanți decât membrii forțelor armate. Dorim doar să fim importanți în inima copiilor noștri. Dorința noastră este să-i facem să înțeleagă că fiecare ființă umană nu este doar un număr din mulțime, ci o ființă de neînlocuit, un actor unic în teatrul existenței. În felul acesta, ei se vor îndrăgosti de viață și, când vor deține controlul în societate, nu vor face niciodată războaie, fie războaie fizice care produc vărsare de sânge, fie comerciale care îi lipsesc de pâine pe mulți oameni. Noi considerăm că, pentru a-și rezolva conflictele, cei slabi folosesc forța, însă cei puternici folosesc dialogul. De asemenea, considerăm că viața este capodopera lui Dumnezeu, un spectacol ce nu trebuie întrerupt niciodată de violența umană. Părinții jubilară de bucurie la auzul acestor cuvinte. Reprezentantul sistemului juridic aproape căzut din tur. Nu se auzea nicio șoaptă în rândurile asistenței. Lumea rămase perplexă. Oamenii nu-și imagineau că simpli profesori care trăiau în mica lumea sălilor de clasă erau atât de înțelepți. Discursul profesorilor îi clătină pe liderii evenimentului. Văzând că succesul disputei era amenințat, moderatorul spuse cu aroganță: visători, dumneavoastră trăiți în afara realității. Un profesor mai îndrăzneț strigă plin de sensibilitate: dacă încetăm să visăm, murim! Simțindu-se atins, organizatorul evenimentului lua microfonul și merse mai departe, în intenția sa de a-i răni pe profesori. Cui îi pasă de profesori în zilele noastre? Comparați-vă cu celelalte profesii. Dumneavoastră nu luați parte la reuniunile politice mai importante. Presa rare ori publică știri despre profesori. Societății puțin îi pasă de școală. Uitați-vă la salariul pe care îl primiți la sfârșitul lunii. O profesoară îl privi și spuse cu siguranță: noi nu muncim doar pentru salariu, ci pentru dragostea copiilor voștri și a tuturor tinerilor din lume. Înfuriat, cel care conducea evenimentul strigă: profesia dumneavoastră va fi desființată în societățile moderne. Vă înlocuiesc calculatoarele. Nu sunteți demni să vă aflați în această dispută. Asistenta, manipulată, trecu de partea cealaltă. Cu toții i-au condamnat pe profesori. Au ridicat în slăvi educația virtuală. Au strigat în cor: calculatoare, calculatoare, gata cu profesorii! Stadionul intră în delir, repetând aceste cuvinte. Profesorii nu fuseseră niciodată atât de umiliți. Loviți de ce auzeau, au hotărât să abandoneze turnul. Știți ce s-a întâmplat? Turnul s-a prăbușit. Nimeni nu-și închipuia, dar profesorii și părinții erau cei care susțineau turnul. Scena a fost șocantă. Oratorii au fost spitalizați. Profesorii au luat atunci altă atitudine inimaginabilă. Au abandonat pentru prima oară sălile de clasă.
conducerea sistemului de învățământ a încercat să-i înlocuiască cu calculatoare, dând câte un calculator fiecărui elev. Au folosit cele mai bune tehnici multimedia. Știți ce s-a întâmplat? Societatea s-a prăbușit. Nedreptățile și suferința sufletească au sporit și mai mult. Durerea și lacrimile s-au intensificat. Închisoarea depresiei, a fricii și anxietății a atins mare parte din populație. Violența și crimele s-au înmulțit. Conviețuirea umană, care și așa era dificilă, a devenit de nesuportat. Specia umană gemu de durere. Exista riscul de a nu supraviețui. Înspăimântați, toți au înțeles că niciun calculator nu reușea să predea înțelepciunea, solidaritatea și dragostea de viață. Publicul nu se gândise niciodată că profesorii stăteau la temelia profesiilor și a tot ce este mai lucid și mai inteligent în noi. Au descoperit că puținea lumină care intra în societate venea din inima profesorilor și a părinților care își educau copiii, depășind multe greutăți. Toți au înțeles că societatea trăia o noapte lungă și tulbure. Știința, politica și banii nu reușeau să o depășească. Și-au dat seama că speranța unui răsărit frumos stă pe umerii fiecărui tată, a fiecărei mame și a fiecărui profesor, și nu pe umerii psihiatrilor, judecătorilor, militarilor sau presei. Nu contează dacă părinții locuiesc într-un palat sau într-o zonă săracă și dacă profesorii predau într-o școală somptuoasă sau mizeră. Ei sunt speranța lumii. Față de această situație, politicienii, reprezentanții celorlalți categorii profesionale și patronii au făcut o ședință cu profesorii din fiecare oraș, al fiecarei națiuni. Au recunoscut că înfăptuiră o crimă împotriva educației. Au cerut scuze și au rugat să nu le abandoneze copiii. Apoi au făcut o promisiune importantă. Au afirmat că jumătate din bugetul pe care îl cheltuiau cu armele, cu aparatul polițienesc și cu industria tranquilizantelor și antidepresivelor va fi investit în educație. Au promis să reabiliteze demnitatea profesorilor și să ofere condiții ca fiecărui copil de pe Terra să fie hrănit cu alimente pentru a susține corpul și cu cunoaștere pentru suflet. Niciunul nu avea să mai rămână fără carte. Profesorii au plâns. Au rămas mișcați de o asemenea promisiune. De secole așteptau ca societatea să se trezească și să vadă drama educației. Din nefericire, societatea s-a trezit abia când mizeria socială a atins nivele insuportabile. Dar, cum întotdeauna au lucrat ca eroi anonimi și întotdeauna au iubit fiecare copil, fiecare adolescent și fiecare tânăr, profesorii au hotărât să se întoarcă în sala de clasă și să-l învețe pe fiecare elev să navigheze în apele emoției. Pentru prima oară, societatea a pus educația în centrul atenției. Lumina a început să strălucească după o furtună îndelungată. După 10 ani, au apărut rezultatele și, 20 de ani după aceea, toți au rămas cu gura căscată. Tinerii nu mai renunțau la viață. Nu mai existau sinucideri. Folosirea drogurilor a dispărut. Aproape nu se auzea vorbind de tulburări psihice și de violență. Iar discriminarea? Ce mai era și asta? Nimeni nu-și mai amintea de așa ceva. Albii îi îmbrățișau cu afecțiune pe negri. Copiii evrei dormeau în casele copiilor palestinieni. Teama s-a dizolvat, terorismul a dispărut, iubirea a triumfat. Închisorile au devenit muzee, polițiștii au devenit poeți, cabinetele de psihiatrie s-au golit, psihiatrii au devenit scriitori, judecătorii au devenit muzicieni, procurorii au devenit filozofi, iar generalii au descoperit parfumul florilor, au învățat să-și murdărească mâinile în grădini ca să le cultive. Și ce era cu ziarele și televiziunile din lume? Ce știri publicau? Ce vindeau?
au încetat să vândă necazuri și lacrimi umane. Fiind iau vise, anunțau speranța. Text preluat din cartea Părinți Străluciți, Profesori Fascinați, autor Augusto Cori. Îți mulțumesc că ai ascultat podcastul Grădinița ca familie. Dacă ai orice întrebare sau dacă îți pot fi de folos într-un fel, nu ezita să-mi scrii. Mă găsești pe adresa de e-mail ale.jarda@yahoo.com, pe Facebook, psiholog Alexandra Jarda, sau pe site-ul meu alexandrajarda.com. Te aștept cu drag să povestim!